Clericii din Episcopia de Bălți, Republica Moldova, s-au reunit astăzi în cadrul conferinței Preoțești de Toamnă. Tema evenimentului a fost rugăciunea în viața creștinului, monahului și preotului. Întrunirea a fost prezidată de Preasfințitul Părinte Antonie. Conferința a fost precedată de Sfânta Liturghie, oficiată în Biserica Nașterea Domnului din localitatea Bălți, de Preasfințitul Părinte Antonie. Referatul conferinței a fost prezentat apoi de Părintele Arhimandrit Nicodim Petre, starețul Mănăstirii Bucium, din Arhiepiscopia Iașilor. Am avut o ocazie să medităm cu toții împreună asupra rolului și locului rugăciunii în viața creștinului, a monahului și a preotului. Nădejdea noastră este că fiecare din cei care au fost prezenți la conferință a plecat acasă zidit și hotărât să lucreze și să amplifice rugăciunea în viața lui. M-am bucurat întâlnirea cu Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, și cu preoții din Episcopia de Bălți. Dialogurile au fost frumoase, referitoare la rugăciunea credinciosului pentru familia sa, pentru viața sa, dar și pentru preotul din parohie, rugăciunea preotului pentru credincioșii săi și apoi rugăciunea monahului pentru întreaga lume, a celui care s-a retras din lume, dar care se roagă pentru întreaga lume. Este anul omagial care aduce aminte de importanța rugăciunii în viața noastră și rugăciunea este un mijloc, poate principalul mijloc prin care Harul Dumnezeu coboară peste viața omului și o binecuvintează. Rugăciunea tainică, cea de acasă, rugăciunea de obște, împreună se completează și sunt necesare pentru ca omul să dobândească și pacea, și bucuria, și puterea de viață, pentru că avem nevoie de viață. Sunt oameni care au pierdut bucuria vieții și inspirație de la Dumnezeu și înțelepciunea ca viața noastră să fie un parcurs către împărăția lui Dumnezeu cât mai sigur. Și această siguranță o dobândim, sunt aproape de preot în biserică și de Dumnezeu prin rugăciune. La final, în cadrul discuțiilor a fost aprofundată tema conferinței și au fost discutate aspecte de ordin pastoral-misionar.